Eu mă uit la zonă, că nu știu cum să. Ne aflăm la Bio Moșna, gospodăria lui Vili și a Lavinei Schuster. E o poveste foarte frumoasă, care pe noi ne fascinează. Și de fiecare dată venim cu mare plăcere în gospodăria lor țărănească. Ei au locuit o perioadă în Germania, după care au revenit în România. Cred că povestea lor este foarte interesantă pentru noi toți, pentru cei care vor să se reîntoarcă de pe meleagul străine, să se reîntoarcă în țara de origine. Vili, în câteva cuvinte, dacă poți să ne spui cum s-a întâmplat. A stat câți ani în Germania? A stat vreo 3-4 ani, așa cu tot cu mutarea înapoi, a durat câteva timp, dar cam așa. Și în ce an v-ați întors voi în România? În 98. Și cum a fost readaptarea voastră în țară? De fapt, noi nu, faptul că nu am stat așa mult timp în Germania, am reușit să încă să ne desprindem ușor de acolo. Nu a fost foarte simplu, fiindcă ne-am integrat perfect acolo, suntem cetățeni germani și cetățeni români, dar noi am venit cu un scop anume înapoi în România și am venit cu viziunea asta de a ne înființa propria gospodărie bio, de agricultură ecologică și planul acesta am venit și ne-am cumpărat o casă însăsească și 2 hectare de pământ și am început în 99 cu 2 vaci cu lapte, 2 hectare de pământ și o casă însăsească și bineînțeles comunitatea locală ne-a primit foarte bine fiindcă cam toți erau cu scurtă istorie în localitate fiindcă înainte asta a fost un sat săsesc și un sat și plecaseră toți. Așa că atunci se încropea, așa să zic, comunitatea cu, se spune, vinituri de aici. Toți am fost vinituri. Mm-hmm. Și ce faceți voi acum aici? Deci, cum am spus, cu agricultura ecologică, în primul rând, scopul nostru a fost să ne asigurăm un trai fericit și sănătos pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Cu scopul ăsta am venit înapoi, fiindcă aici ne permite să cumpărăm pământ, proprietate și am cultivat, cum am spus, 2 hectare de pământ, urmă am crescut treptat, momentan cultivăm 15 hectare de pământ și facem agricultură ecologică, ținem vaci cu lapte și în ultimii ani ne-am implicat foarte mult în turism, în gastronomie și turism, oferim mese la gospodăria țărănească și asta este exact la mesele astea și asta este, a devenit, pot să zic, deși mie nu-mi place să spun, dar a devenit o afacere foarte bună. Câți turiști vin aici la voi pe an? Din toată lumea. Peste 1000, peste, da. Și acum chiar aveți voluntari aici la voi în grădină? Primim voluntari, asta este un alt proiect. Noi am inițiat rețeaua asta de voluntariat la gospodărie ecologice din România. Se cheamă Woofing, din engleză William Walker's American Farm și primim voluntari deja de la început de când ne-am mutat aici, aproape, pot să zic, din primul an. Noi lucrăm foarte mult cu vestiți și sătenii se uită că ei doresc să meargă să lucreze în vest și la noi lucrează acum un englezoaică și un american. Am avut din Canada foarte mult, din Franța, din Germania, din toate țările din lume, vin la noi oameni să lucreze, ca și voluntari la noi pentru masă și cazare. Povestea voastră este, mi se pare nouă, una de incredibil succes. Se poate, deci. Români care vin din afară, vin cu idei, vin cu o mentalitate nouă, cumva de împrumută ceea ce este mai bun din țările din vest și implementează aici, la noi în țară. Ce am învățat eu în Germania este faptul că tu ca și cetățean, ca și plătitor de impozite, ai niște drepturi.
și am trăit câțiva ani în statul de drept, o să spun, în care România încă mai are de învățat foarte mult. Și atunci, noi cei care am întors sau cei care se vor mai întoarce, putem să aducem aici o plus valoare societății românești. Să ne impunem acest statut de stat de drept. Cetățeanului trebuie autoritățile și oficiali și trebuie întâi să-i respecte drepturile, să-i asigure un trai decent, în contra valoare la impozitele pe care le plătim. Nu doar să ne impună toate obligațiile pe care le avem ca și cetățeni, alea le vom respecta din onoare. Este onoare pentru mine că sunt cetățean român și mai este un lucru care vreau să spun, mentalitatea aceasta de stăpân în țara ta. Am văzut acolo că nu suntem stăpâni. Degeaba am făcut cetățean german, degeaba sunt nativ, sunt din tată, sas, german, tot. Genealogie, zeci de generații înapoi pot să dovedesc că sunt german, dar nu am fost stăpân, am avut statutul ăla de stăpân acolo. Deci, ei, în schimb, localnici au avut și și-au cerut acest, cum zic, se vede aerul ăsta de stăpân acolo și tu Ausländer, da? Chiar dacă nu o spune. Dar aici aducem această mentalitate și spunem, da, am venit acasă, aici sunt stăpân în țara mea. Și asta este foarte important pentru mine, ca și gospodar mai ales, ca și tatăl, pentru familie, să spun că sunt stăpân în țara mea, am o gospodărie, da, am o proprietate, dar chiar și pentru cei care nu au cine știe ce proprietate. O parte, dacă să spunem că noi suntem 20 de milioane, da, de români și țara asta are atâția kilometri pătrați. Atâta, 20 de milioane aparte a acestei țări, este stăpână, da? Fiindcă sunt român și sunt stăpân în țară. Asta este o chestie foarte importantă și îmi dă o siguranță de sine, îmi dă o perspectivă de viitor. Pot să-mi fac planuri, pot să-mi fac afaceri, pot să-mi construiesc un viitor pentru mine, pentru copiii mei, pentru nepoții mei, fiindcă știu că sunt stăpân. Și am putea atunci să întoarcem întrebarea ce avem noi aici și nu au ei? Vesticii în afară? Da, avem foarte multe. Deci pot să spun iarăși o scurtă anecdotă aici din viața mea. Eu am lucrat în construcție în Germania și am învățat foarte multe și am putut să aplic aici foarte bine tot ce am învățat acolo. Dar un bătrân țăran care a ajuns fără gospodărie, a ajuns că nu s-a mai rentat, știți cum e acolo, că numai tot mai puțin țărani sunt și toți trebuie să meargă în industrie și în alte domenii. Și un bătrân țăran mi-a zis, a, tu ești din România? Păi zice, zic, da, dar în România e sărăcie și așa. Zice, lasă că ajungeți din urmă Germania foarte curând. Zic, cum să ajungem din urmă? Tu nu știi, n-ai fost niciodată, de unde știi tu să zici? Păi zice, noi nu știu, trebuie să știu cum e în România. Știu că Germania merge tot mai mult în jos și în jos. Așa mi-a zis el, serios. Și asta mi-a făcut foarte mult să mă gândesc la reîntoarcere. Și, dar înapoi la întrebarea ta, eu ca și biogospodar, pot să spun, avem o biodiversitate. Avem o natură foarte, foarte frumoasă. Și nu numai o biodiversitate naturală, dar și umană. Avem așa de multe popoare diferite care trăiesc aici în pace împreună, în diferite zone ale țării. Avem peisajele cele frumoase, tradiția care s-a păstrat mult, mult, mult mai bine ca și în vest. Și, cum am spus mie, ca biogospodar mă ajută foarte mult biodiversitatea din flora naturii, dar și din faună. Și, cum am spus, peisajul ajută foarte mult. Se poate, și șanse, ceea ce avem noi aici este o foaie nescrisă. Tu cu mentalitatea ta, întorcându-te din vest și cu ce ai învățat acolo și cinstea pe care o ai învățat să o respecti, ai o poartă mare deschisă înaintea ta, aici în România, unde este foarte, foarte mult de lucru. Dacă te-am rugat să transmiți un mesaj românilor care acum încă trăiesc în alte țări și se gândesc să se întoarcă în țara lor de origine, ce le-ai transmite? Aș transmite să vină acasă, dar să vină cu capul sus și să aibă un plan clar, să nu aștepte neapărat ajutor să... De nicăieri, da, da, să veniți și să știți că sunteți stăpâni aici, dacă sunteți români, sunteți stăpâni în țara voastră și
Asta ar fi un mare, mare ajutor pentru viitorul spatei noastre. Daria și cu mine îți mulțumesc, îți mulțumesc din inimă, Vili, și succes în tot ce faceți voi. Doamne ajută! Doamne ajută!